Cafeaua poate oferi un impuls temporar de energie și alte beneficii pentru sănătate. În dieta adulților, ea joacă adesea un rol important. Cu toate acestea, există o listă de 6 alimente pe care să nu le consumi atunci când bei cafea. Deși organismul oamenilor funcționează diferit și unii pot tolera diferite combinații de alimente, este recomandat să eviți anumite alimente atunci când îți bei ceașca zilnică de cafea. Consumul de cafea împreună cu citrice poate provoca disconfort digestiv, deoarece cafeaua este acidă în mod natural. Nivelurile pH-ului cafelei sunt în medie între 4,85 și 5,13 pe o scară de la 0 la 14. Consumul de cafea poate afecta absorpția nutrienților în intestin, în special fierul. Carnea roșie este una dintre cele mai bune surse de fier, ceea ce înseamnă că acest consum de cafea cu friptură ar putea reduce beneficiile acestuia pentru sănătate. Laptele este o sursă excelentă de calciu care este esențială pentru sănătatea oaselor, funcția musculară, coagularea sângelui și producția de hormoni. O cană de lapte degresat îndeplinește 23% din valoarea zilnică recomandată de calciu pentru un adult sănătos. Cercetările indică faptul că un consum crescut de cafea poate duce la un risc crescut de dislipidemie. Aceasta reprezintă niveluri anormale de grăsime în sânge. Dacă bei 3 sau 4 căni de cafea pe zi, îți poate crește colesterolul. Deoarece consumul de alimente prăjite în mod frecvent a fost asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare, cei care se bucură de cafea ar putea fi nevoiți să-și limiteze consumul de alimente prăjite pentru a menține sănătatea inimii. În timp ce nevoile nutriționale variază de la o persoană la alta, cercetările sugerează faptul că un consum de alimente prăjite de 4 sau mai multe ori pe săptămână poate crește riscul de a dezvolta boli cronice, relatează catine.ro.